Este prima oară când spun cu voce tare lucrurile astea, nu le-am spus niciodată. Ai fost trădată? Puh, da. Greu am învățat ce înseamnă să ierți cu adevărat. Viața nu este numai lapte și miere. Viața este și suferință. Și are rolul ei în viața noastră. Cred că prin suferință ne maturizăm. Există în noi o putere care nu ne lasă și care ne ajută să o luăm de la zero. Mă las să sufăr, mă las să plâng, mă las să mă înțeleg, mă îmbrățișez, vorbesc mult cu mine. Aș putea să zic că sunt ca o nebună, dar eu vorbesc cu mine în oglindă. Bun găsit, dragilor! Mă bucur să fiu și astăzi alături de voi. Sunt în compania unei femei absolut superbe, pe care o admir foarte tare de multă vreme și care mi-este foarte dragă sufletului. Și aș putea o numi prietenă. Genul acela de prietenie în care, chiar dacă nu vorbim cu lunile sau nu ne vedem cu lunile, în momentul în care ne întâlnim e ca și cum ultima oară ne-am fi văzut ieri. Iar acesta mi se pare o calitate, dacă vreți, și un lucru extrem de important pe care vreau să-l păstrez alături de oamenii dragi care simt același lucru. Invitata mea este un suflet extrem de frumos, de blând, de jucăuș. Este o femeie superbă, este o mamă devotată, este o femeie de carieră, este o actriță extraordinară și astăzi vreau să stăm pe îndelete de povești pentru că are foarte multe lucruri de spus, iar noi aici la Te Ascult obișnuim să ascultăm cu sufletul deschis poveștile de viață și experiențele invitaților. Astăzi alături de mine este Diana Dumitrescu. Bine ai venit, frumusețe! Bine te-am găsit! Doamne, ce prezentare! Mă faci să plâng! Așa de frumos ai zis despre mine! Mai zic? Nu e nevoie, lasă! Ajunge! Este mai mult decât suficient! Mai ești mult decât tu trebuia spus, da! Mulțumesc frumos pentru acest intro și descriere! Cu mare drag, Diana, mă bucur că ai ajuns, mă cu bucur drag că ne-am întâlnit și cred că sentimentul ăsta e reciproc, da, nu? Da, da, da. Da, când m-a sunat colega ta în vara și venit cu drag atunci, mi-ar fi plăcut să fim așa puțin mai, nu știu, cu aerul acela de vară, de vacanță, dar eram la nunta surorii și n-aveam cum, așa că îți mulțumesc și pentru a doua invitație pe care am primit-o cu tot dragul. Cu mare drag. Ce faci, Diana? Cum ești? Cum e viața ta în momentul ăsta? Stă pe loc. Exact ce îți povesteam înainte să ne așezăm să filmăm. Sunt într-un moment al vieții mele cumva de mult așteptat. Am așteptat să treacă acest an, să împlinesc 40 de ani. S-a întâmplat acum o săptămână. Mulțumesc. Și cumva în mintea mea credulă de copil tâmpit, că eu avea 40, dar uneori așa, aveam senzația că dacă trec de acest prag, mamă, ceva așa, o să fie așa un boom și o să se schimbe așa niște lucruri și acum m-am așezat cu mințică și acum aștept să vină acel să se întâmple ceva. Dar aștept, încă aștept să știi. Așa că stă pe loc, sunt în același punct ca la începutul anului. Ok, dar e o pauză? Da, e o pauză, e o pauză. E varianta masculină ar fi criza de la 40. În varianta feminină este un fel de reevaluare a celor 40 de ani pe care i-am trăit. A fost un an binevenit pentru introspecție și pentru a mă analiza și pentru a-mi da seama dacă acum când împlinesc 40 de ani sunt omul care mi-am dorit să devin la 30 de ani. Și cred că sunt mai mult decât mi-am dorit. Adică viața s-a așezat în așa fel încât sunt într-un loc în care sunt foarte mulțumită de cine sunt. Nu neapărat fizic. Dar restul, da. Adică aș vrea, dacă aș avea și 10 kg în minus, ar fi, mama, aș fi exact cum trebuie. Dar depinde doar de tine. Da, și până la urmă... Glumim. Exact, nu contează asta. Uh-huh. Foarte interesant ce-mi spui. Ai avut și până acum momente în care ai făcut introspecția asta? Ți-ai dat timp și răgaz să faci introspecția asta? Timp și răgaz nu pot să spun că am avut în perioada respectivă. Vorbesc de vârsta de... Eu cred că am avut criza de 30 la 28, așa. Bine, se întâmplau și multe lucruri în perioada respectivă în viața mea și s-au întâmplat și multe schimbări în
următorii ani până am împlinit 30. Dar și atunci am avut o perioadă în care aveam senzația că nu mă cunosc și că nu știu cine sunt și nu știu ce vreau și nu știu ce mi se întâmplă și trebuie să văd exact cine sunt eu și ce-mi doresc cu adevărat de la viață. Și n-a fost ușor, pentru că în perioada respectivă, interpretând foarte multe roluri din telenovele, te cam pierdeai. Pentru că nu jucam un rol timp de o lună, jucam același rol timp de 10 luni pe an. Și cumva nu eram 2 ore la filmare, eram de dimineață până seara, 5 zile, 6 zile pe săptămână uneori. Și te... ajungeai cumva să te confunzi puțin cu personajul pe care îl interpretai, să te transpui prea mult în, personalitatea lui. Nici personalitatea, în problemele personajului, experiențele, trăirile, cumva ți le asimilai și deși tu în viața ta de zi cu zi nu le trăiai, tot le simțeai și era... pentru o persoană fără foarte multe experiențe și nu aveam foarte multe experiențe decât câțiva ani de telenovele, a fost foarte greu, adică am avut foarte multe perioade de cumpănă. M-am bazat foarte mult atunci pe Iura Luncașu, care îmi dădea niște exerciții, știi, acum sunt peste tot, le găsești, meditații, și pe vremea respectivă nu era nici accesul la internet, nici la informații atât de puternic cum este acum. Și îmi dădea tot felul de exerciții în care să mă regăsesc, să... și am avut foarte multe momente de genul acesta. Cel despre care îți vorbesc, eu aveam, cred că vreo 28 de ani și eram așa, cumva, puțin pierdută. Nu aveam timp, munceam în perioada respectivă, dar seriile scriam foarte mult pe blog. În 2010 deja dădusem drumul la blog și mergea foarte bine blogul și cumva prin tot ceea ce scriam, deși scriam cumva metaforic, îmi transpuneam toate sentimentele și trăirile. Și am primit pe vremea respectivă și funcționa altfel și primeam foarte multe răspunsuri extrem de repede și vorbeam foarte mult cu comunitatea pe care o strânsesem acolo și prin blog cumva am reușit să-mi dau seama cine sunt, ce vreau, ce-mi place, cine sunt cu adevărat. Ce da. Frumos! Scrisul e terapeutic. Este foarte, foarte. Și mai ales dacă îți place și ai și imaginație, adică cumva nu trebuie să spui neapărat sentimentele tale direct pe pagină, ci pur și simplu să le duci așa într-o carcasă frumoasă, într-un palat imaginar, atunci e mult mai simplu și mult mai ușor. Mm-hmm. Și ai ajuns la 40 de ani. Da. De o săptămână. Da. Dar voiam să-ți dau o veste pe care nu știu dacă o știi. Nu. Că ai zis că tot aștepți de la începutul anului. Da. Tu știi că anul pentru fiecare om în parte începe odată cu ziua lui de naștere? Da, de la începutul anului. Calendaristic. Trecut, da. Nu, tu de la 30, de la 30, nu, eu aștept de la 39 să vină 40-ul. Ca să vin să înceapă boom-ul ăla, știi? Adică nu vreau să ajung la 41 să vină boom-ul, adică vreau acum repede, o săptămână, două, trei, o lună. Și dacă nu vine boom-ul, Diana? Ei, vine, fac eu cumva, arunc ceva în univers, vine ceva înapoi, bun, nu? Zic. Aici voiam să ajung, faci ceva în sensul ăsta? Nu știu dacă, acum, nu știu neapărat dacă fac, ci încerc să-mi dau seama exact ce vreau. Îți spuneam că sunt foarte mulțumită de mine, deci după toată această evaluare din ultimul an și cumva am făcut un clasament așa a lucrurilor bune care mi s-au întâmplat, lucrurilor rele, lucrurile pe care mi le-am dorit și n-au venit, lucrurile pe care mi le-am dorit și au venit și așa mai departe. Și în ultimii 10 ani s-au întâmplat foarte multe lucruri bune, viața mea s-a schimbat foarte mult, eu m-am schimbat foarte mult, am... prioritizez altfel lucrurile, am alte principii, mi s-au schimbat principiile și am ajuns în punctul în care am dat la o parte lucru care m-a împiedicat să obțin ce am obținut în ultimii 10 ani, adică cariera. Adică am pus-o pe așa pe un ultim loc acolo și nu m-am ocupat de ea. Am întreținut-o așa cu aici colo mici lucruri. Mm-hmm. Și acum că am ajuns în punctul ăsta, îmi dau seama că trebuie să-i găsesc și un loc puțin mai în față, să o aduc mai în față, să fac ceva. Acum știi cum e, că nu știu de unde să o iei de coadă. Că nu e așa simplu, te duci și bați la ușă și zici, bună, eu sunt, vreau să fac, vreau să joc, vreau să prezint, vreau să... Nu merge chiar așa, știi?
Dar cumva eu sunt sigură că lucrurile aruncate așa, uite, și acum spuse aici cu voce tare și asumate, o să-mi aducă ceva înapoi și în zona asta. Mm-hmm. Ce e cel mai important pentru tine în momentul de față? Evident, copilul. Evident, copilul este pe locul întâi și corect ar fi să fiu eu pe primul loc. Așa spun psihologic, că tu prima, ca să fii tu bine, după aia dacă tu ești bine și copilul și nu știu ce. Am încercat asta, nu merge. Nu, îl iubesc prea mult, mi l-am dorit prea mult. Este un copil mult prea dorit ca să mă pun pe mine și nevoile mele în fața lui și atunci este el. Clar, n-am ce să fac, am încercat să... Nu merge. După care sunt eu, după care este soțul meu, adică relația dintre noi. Mm-hmm. Cam asta este prioritatea de acum. Mm-hmm. Cum a venit Carol în viața ta? A fost o minune, da. Minune de la bunul Dumnezeu, care e Iisus acolo și are grijă de noi. Și vezi tu, ni le așează și ni le aruncă exact atunci când suntem pregătiți pentru ele. Ne încearcă, ne încearcă, ne încearcă și când zice gata, ții minte că aveam foarte multe discuții cu Alin despre acest subiect, pentru că și el își dorea foarte mult un copil. Discuția despre copii a început, cred că, la 3 luni de relație, adică era foarte... Deși el, mie mi se părea că nu este îndrăgostit de mine, discuțiile noastre erau, hai să facem un copil, hai să facem un copil. Și în prima oară am zis, asta vrea sex, ca să facem un copil, nu? Dar își dorea într-adevăr foarte mult un copil. Și i-am zis la un moment dat, măi Aline, uite, este evident că încerc de foarte mulți ani, am probleme foarte mari. Zic eu, ai două variante simple, ori rămâi cu mine și facem un fertilizare in vitro, ori ne despărțim, îți găsești o fată tânără care poate, care... Și mai departe, și zic că nu sunt nebună, că niciun caz, că eu cu tine vreau cu nu știu ce. Am încercat o, am făcut o seminare, o stimulare. O variană. Și n-a avut niciun rezultat. Și un an jumătate mai târziu, Alin mi-a zis așa, uite, hai să ne căsătorim și după ce ne căsătorim, facem și fertilizare in vitro. Perfect. Și ne-am căsătorit. Și ne pregăteam să facem fertilizare in vitro, în februarie trebuia să încep procedurile și în ianuarie, la începutul lui ianuarie, pe 16 ianuarie mai exact, de, fix de Sfântul Antonie, am aflat că sunt însărcinată cu Carol. Și a fost așa, nu l-am lăsat pe Alin să se bucure la primul test de sarcină, i-a zis, până nu ajungem în România, eram un, în Belgia, cred, da. Zic, până nu ajungem în România să-mi fac testul de sânge, să fiu convinsă eu 100% că sunt însărcinată, n-ai voie să te bucuri. Și ne-am bucurat vreo 2 zile mai târziu, cu adevărat, știi? Și așa a venit, chiar a fost o minune, chiar a fost o Dumnezeu ne-a binecuvântat în fața lui Dumnezeu căsătorindu-ne. Și Dumnezeu a zis, gata, atunci e bine. Crezi că a contat asta atât de mult? Cred că a contat asta și prin chestia asta îmi dau seama și am analizat foarte mult lucrurile, că oricât de multe probleme ne-am lovit eu și Alin, oricâte neînțelegeri, oricâte certuri, oricâte... dacă ne-am jigni, oricât ne-am așa, noi doi suntem făcuți unul pentru celălalt. Și i-am spus, prin toate încercările prin care a trecut relația noastră timp de 9 ani, el nu mai scapă de mine. It's for life. Adică, cum necum, cu suferințe, cu lacrimi, cu bucurie, cu așa, vom trece peste toate, dar vom rămâne împreună până la adânci bătrâneți. Și i-am zis, eu vreau să mor prima, că eu nu pot să trăiesc fără tine. Adică, e foarte simplu. Eu nu pot să-mi imaginez nici măcar o secundă viața fără el și spun asta astăzi în condițiile în care sunt supărată pe el, că suntem certați de vreo 2 zile. Okay. Deci eu nu pot să văd viața mea fără acest bărbat lângă mine, în nicio ipostază. Adică da, am fost plecată în Atena, singură, fără el, fără copil. Mi-a priit extraordinar, a fost senzație. Dar eu fără el să nu vorbesc de 4-5 ori cu el la telefon pe zi, să-l sun, ce faci, unde ești, ce... Și el să mă sune, să mă întrebe, ești bine, să-mi spună și să-mi trimită mesaje. Și eu nu văd viața fără el și nu văd alt bărbat în locul lui. Adică nu e că zic, bă, ok, lasă că sunt lucruri de care fiecare femeie are nevoie, știi, de atențiile astea mici și zici, lasă că găsesc altul. Nu, eu pe el îl vreau, așa cum e el, cu bune și cu rele ale lui, alea pe care le-am învățat și cu care sunt obișnuite, eu nu mai văd altfel viața.
De-aia zic eu, vreau să mor prima. Cred că, deși pot sună sumbru așa, e cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care am auzit-o vreodată. Este o realitate pentru mine. Este o realitate și da, este un lucru pe care noi ni-l mai spunem din când în când, să știi. Este și viceversa e valabilă. Bine, din ce spune acum, o să știu ce-i în mintea lui cu adevărat. Mi-ar plăcea să fiu așa un nervișor acolo, să intru și să despic puțin creierașul ăla lui. Dar ne iubim foarte mult și ne acceptăm foarte multe. Și asta este, se vede prin ce trăim. Mi-e foarte greu să spun, sunt foarte multe lucruri, dar eu știu ce simt, știu ce e la noi în casă, știu ce este în viața noastră și n-aș vrea să par așa mult prea sigură pe mine în ceea ce privește această relație, dar sunt convinsă că și el mă iubește foarte mult. Și eu sunt convinsă că e așa. Altfel n-ai avea această siguranță. Da, așa este. Cum s-a schimbat dinamica relației voastre de când a apărut Carol? Nu cum ar fi vrut Alin. Adică? Este foarte clar, nu cum ar fi vrut Alin. O iau așa, în ordine, încerc să fiu cât mai succintă, să nu... Eu vorbesc mult, ți-am zis că vorbesc mult, ți-am spus că vorbesc foarte mult. Simte-te relaxată. Când a apărut Carol, evident că am fost extrem de fericiți. Anul în care am fost însărcinată, i-am spus lui Alin, eu nu vreau să muncesc anul acesta, vreau să am o sarcină liniștită, să nu am niciun risc, pentru că sunt biologic bătrână, aveam 35 de ani. Nu e așa simplu ca la 30, ca la 27 să ai o sarcină. Și i-am zis, pentru că vreau acest copil să fie liniștit, să nu fie agitat, să nu fie stresat, să nu-i transmit tot felul de stări, tot felul de nu știu. Și n-am muncit anul respectiv, a fost foarte ok. A fost un an în care am petrecut foarte mult timp împreună, am călătorit foarte mult. După ce a venit copilul, a fost cumva și foarte ușor, dar și foarte greu. Foarte ușor pentru că am avut-o pe mama care a stat la mine și ne-a ajutat extrem de mult, ne-a degrevat de foarte multe lucruri, unele cărora eu le simt puțin lipsa pentru că le-a făcut ea și poate ar fi trebuit să le fac eu, dar ne-a luat și foarte mult timp, cam aproape vreo 2 ani, să ne obișnuim cu ideea că noi avem un copil și că nu mai suntem noi doi tâmpiți și facem noi ce vrem, când vrem, că ne trezim la 2 noaptea și vrem să mergem la nu știu ce discotecă sau că vrem să mergem să stăm pe terasă până la 4 și să bem un șpriț. Nu mai merge, că nu mai e așa. Nu mai poți să pleci de acasă, să încuiuși și să zici, las, mă întorc eu când o fi, că nu mai merge. Și nici pe ăla nu poți să-l iau, să-l trăs după mine pe unde mergeam. Și a fost foarte grea trecerea asta de la cuplu nebun și cu o viață puternic, activ, social, așa, la rutină. Trebuie să alăptezi copilul, se trezește copilul, schimbă copilul, de să mănânce copilul, îi culcă copilul, se trezește copilul. Știi? Și, băi, a fost foarte greu. Iar el foarte greu a înțeles care este rolul lui în toată treaba asta. M-a susținut pe mine foarte mult. De mine avea grijă la început și cred că lucrul ăsta a fost extraordinar de bine făcut. Adică eu eram cu copilul, iar el era după mine. Să am timp să stau să fac un duș, să mă lase să ies la o cafea dacă vreau, să nu știu ce exemple să-ți dau. Deci el a fost după mine, eu să fiu bine, pentru că el știa cumva copilul este bine pentru că e mama acolo. Înțelegi? Și după ce ne-am obișnuit noi cu ideea asta și în repetate rânduri spuneam, Alin, nu mai putem să stăm până la 12 azi, la 9 trebuie să mergem acasă, copilul, nu mai putem să facem aia. Deci i-a ajunsesem o moară stricată, nu putem aia. Bun, după ce ne-am obișnuit cumva fiecare cu rolul lui, lucrurile au intrat așa într-un decurs cât se poate de normal. Problema a fost că în momentul în care Carol a împlinit un an, n-am mai vrut să doarmă singur. Și am zis, noi hai facem curând, o noapte tu, o noapte eu. A ținut așa vreo 2 săptămâni, o noapte tu, o noapte eu, până când s-a îmbolnăvit copilul și a dormit doar mama cu el și pa, la revedere, mama a dormit cu el, copilul are 4 ani, mama doarme cu copilul. Acum înțelegi care e problema, nu? Toată relația noastră. Ok.
Și de aia zic că lucrurile nu s-au așezat așa cum ar fi vrut Alin. Că el își imagina că noi doi o să stăm liniștiți, să dormim în patul nostru, le-au filmul nostru, să ne facem lucrurile noastre de cuplu și așa mai departe, și copilul să doarmă liniștit în camera lui, lucruri care nu se întâmplă. Și am încercat să fac trecerea de mai multe ori, numai că are, îmi spune, mama, ești invizibilă, nu te găsesc, se trezește noaptea și mă caută că sunt invizibilă, pentru că vreo două nopți am încercat să nu mai dorm cu el în pat și negăsindu-mă s-a panicat foarte tare că sunt invizibilă și a avut o trecere, niște trăiri foarte puternice, explicate și la grădiniță, educatoarelor care m-au sunat și nu înțelegeau. Și am pus on hold. Am mai încercat odată, s-a repetat povestea. Acum, știi cum sunt ăștia mici? El ce a zis? Mamă, dacă a impresionat-o pe mama atât de mult că e invizibilă, nu doarme cu mine, o mai fac o dată, că merge. Și a mers. Deci asta, cred că asta este singurul minus din viața noastră. Acum este că eu și soțul meu nu dormim în același pat. Dar nu este ceva peste care nu trecem și nu este ceva nemai văzut și nemai auzit și nemai întâlnit. Dar evident că lucrurile nu mai merg în același ritm. Cum ești ca mamă, Diana? Am două fețe ca mamă. Ori se întâmplă lucrurile cum vreau eu și sunt dictator, dar asta este un 15%. Restul face copilul ăsta ce vrea din mine. Mă, ce vrea din mine? Ce vrea el, mama face. Deci nu pot, adică, ți-am zis, este, mi l-am dorit atât de tare și îl iubesc atât de mult și îmi doresc atât de multe lucruri pentru el și îmi doresc să crească o ființă bună și generoasă și să fie om și să aibă niște principii sănătoase și să nu se lase dus de lumea asta superficială și în superficialitate, cum sunt foarte mulți copii crescuți în ziua de azi, din păcate, și să aibă o copilărie, cât mai copilărie, cât mai mult timp, încât îi permit foarte multe lucruri. Mama mă ceartă și îmi spune, copilul trebuie să știe nu. Copilul meu nu prea știe nu. Mi-e foarte greu când îi spun nu, pentru că este jihadul din el, cu urlete și plânsete și muci și ce vrei tu. Dar când spun nu, e nu până la capăt. Nu se întâmplă des, dar atunci când se întâmplă, și nu mi se întâmplă exact când nu trebuie, într-o recepție de hotel, într-un restaurant, atunci este... Dar de ce când nu trebuie? De ce? Adică în sensul că am foarte mulți martori în jurul și meu. Și ce? Copilul face... mi-am pus odată problema asta, după care nu mi-am mai pus problema, ci m-am așezat și l-am lăsat pe jos. Eram în recepția hotelului la Constanța și nu vroia la culcare. Și s-a întins și urla... Și erau oameni care veneau, oameni care plecau, doamnele din recepție, și m-am așezat frumos pe un fotoliu și mă uitam la el și el urla. Și doamna din recepție a fost foarte drăguță și mi-a spus, doamnă, dar câtă răbdare aveți? Iar eu, deci eu mai aveam un pic și explodam și nu știam cum să-mi țin în mine, mă mir că nu mi ieșea fum pe urechi și nu mă roșisem la față, pentru că l-aș fi luat de păr și de chiloți și l-aș fi trântit așa în lift, știi? Și l-am lăsat. Și a venit cu ochii înlăcrimați de gazelă și mi-a spus, mami, te rog să nu mai fi supărată pe mine. Și în secunda doi îmi venea să plâng și am zis, bine, hai să mergem în cameră să ne culcăm, ok. Și ce crezi? În lift a început, a luat-o de la capăt, că el nu vrea să doarmă. Și am ieșit din lift și i-am zis, știi unde e camera, da? Îți pun un papuc în ușă, te aștept în cameră. Și l-am lăsat pe hol. A mai plâns, nu știu, nu foarte mult, că nu puteam să las, eram totuși pe hol la ora 10 seara, mai erau copii care dormeau, mai erau oameni în hotel, nu puteam să las să trezească tot hotelul, dar a venit singur. A venit singur și a zis că îi pare rău. Și când să ne punem în pas să sting lumina, a luat-o de la capăt. Nu s-a terminat aici, adică de seara aia pentru mine a fost așa și Alin era jos în restaurant și l-am sunat, te rog frumos, am culcat copilul, doarme, după pe la vreo 11 jumătate copilul dormea, restaurantul se închidea, zic, nu știu de unde faci, de unde inventezi o sticlă de vin, de prosecco, de ce vrei tu și îmi trimiți în cameră, că dacă nu beau ceva, mă arunc. Da, de asta zic, în momente în care n-ar trebui, știi, dar asta este și prin prisma faptului că mama are dreptate,
poate nu se uită la acest podcast, mama. Las-o să se uite, las-o să se uite. Are dreptate și copilul meu nu știe nu și ar fi trebuit să știe de nu. Dar fac cât pot și cum pot și mereu îmi spun așa. Știi că e chestia asta cu să nu creăm copiilor traume, să nu. Mă, la noi nu s-au gândit. Nu știa nimeni ce înseamnă traumă emoțională pe vremea aia și în fine. Ni le-am vindecat prin terapii, prin psihoterapeuți, prin yoga, prin fiecare cum consideră, meditație și așa mai departe. Adică trăim acum într-o lume destul de cu orizonturi deschise din acest punct de vedere, încât am zis așa. Eu îmi fac datoria de mamă atâta cât pot și cât știu și cum pot, evident vrând cel mai bun lucru pentru copilul meu și dorindu-mi să devină un om și fac cât pot eu. Când el va considera că nu am făcut suficient, eu același lucru îi voi spune, mamă, eu pentru tine am făcut atâta cât am putut și am știut și m-a dus pe mine căpățâna să fac să-ți fie bine. Îmi pare rău dacă nu ți-a fost bine, do it yourself mai departe. Mm-hmm. Știi cum se spune că nu trebuie să fim mame perfecte pentru... Nu trebuie să fim mame perfecte, trebuie să fim mama perfectă pentru copilul nostru. Uh-huh. Că fiecare are nevoile lui, fiecare are modalitatea în care funcționează. Așa e, n-aș vrea să zic perfectă, că mi se pare că tindem spre ceva ce este puțin imposibil. Dar aș zice să fii o mamă iubitoare, cred că este... Care, o mamă care poate să-și arate dragostea. Știi că sunt mamele care sunt mai reci, sunt mai ca și definiție, tipologie, așa. Nu, să-i arăți copilului că-l iubești și în momentul în care te supără, și în momentul în care face o prostie, și în momentul în care greșește. Și nu vreau să dau lecții de parenting nimănui, dar mi se pare că faptul că un copil știe că este iubit și are o siguranță acasă, lucrul ăsta îl va face să fie un copil plin de încredere în el. Te duc în zona copilăriei pentru că e foarte interesant ce mi-ai povestit și da, sunt curioasă. Cum a fost copilăria ta, Diana? A fost o copilărie frumoasă. Să știi că în perioada respectivă, vorbim de anii 90, înainte și după, adică puțin înainte, eu sunt născută în 83, deci am prins și puțin înainte. Eu am avut o copilărie frumoasă. Nouă nu ne-au lipsit lucruri. Tata era navigator, mergea pe vas și ne aducea foarte multe lucruri de afară, gen dulciuri, băuturi carbogazoase, ciocolată, haine, aveam foarte multe lucruri. Și tata când aducea, stăteam la bloc pe vremea aia, nu o să uit niciodată, când venea tata din voiaj, venea cu stivele și dădea la toată scara. Nu exista să treacă treacă pe lângă un apartament unde să nu lase ceva. Cred că erau două motive. Una, și că împărțea, și doi, și să nu sune cineva la miliție și să ne înțelegi, pentru că pe vremea aia era interzis. Și cumva, prin prisma, dacă stăm să o luăm așa din punctul ăsta de vedere, am avut o copilărie foarte frumoasă. Cu stat vara pe plajă de dimineață până seara, iarna, în fiecare iarnă mergeam la munte, în Poiană, făceam Crăciun, Revelion acolo, cu cadouri, adică chiar am avut o copilărie în care nu ne-a lipsit nimic, cu foarte multe momente frumoase. Dar, ca în orice familie de români, am avut și noi, pe ale noastre, care n-au fost chiar atât de roz și care ne-au impactat ca și copii. Noi suntem patru, suntem trei fete și un băiat. Și... exact cum îți spuneam că încerc eu să gândesc ca și părinte, încerc să gândesc și despre părinții mei, că au făcut tot ce au putut ei mai bine și mai bun pentru noi, cu toate că multe din lucrurile care s-au întâmplat la noi în casă n-au fost benefice pentru niciunul dintre noi copiii și nici pentru mamă. Adică n-am fost familia aia chiar super zen unde nu s-a întâmplat nimic rău. Le-am avut și noi pe ale noastre și unele rele. Dar, cum să zic, la un moment dat am întrebat-o pe mama când aveam vreo 17 ani, cred. Și am întrebat-o, dar de ce ai stat? Știi că, na, ajungi la o vârstă în care începi să spui niște întrebări și poate n-ar fi trebuit, poate n-ar fi... în afară de asta, revin la ea, îți povestesc imediat, mai am o chestie în minte pe care... Cumva este un regret în sufletul meu și pe care mi l-am amintit un moment în copilăria mea pe care mi l-am amintit târziu, după un
scandal de ăsta la noi în casă. Mama a fost plecată de acasă vreo câteva zile, nu știu să zic. Și în perioada aia am stat cu tata foarte mult și știi cum era. Mama zicea, fă aia, spală aia, pune vasele, strânge după tine, ia-ți jucăriile, ia-ți hainele, fă-ți temele. În fine, cum făceau mamele. Tata evident era mult mai permisiv și mai ne-a cam lăsat așa să ne vedem fiecare de ale noastre, că eram, nu știu să zic, 8 ani. 8 ani pe vremea aia deja eram, copiii erau mult mai independenți decât sunt copiii din ziua de azi. Și generația cu cheia la gât, gen. Și știu că s-a întors mama acasă și acum deduc și cumva, nu știu dacă sunt, poate mintea mea de copil sau... Fusese o perioadă nasoală și cred că ar fi vrut să se despartă sau ceva de genul. Și m-a întrebat mama, cu cine îți place să stai mai mult? Cu mami sau ți-a plăcut mai mult să stai cu tati? Iar stai seama că mintea mea de copil ce a zis? Păi tata nu m-a pus să spăl vasele, m-a pus să... Păi cu tata! Deci privirea pe care au avut-o mama atunci în ochi, Ilinca, nu o să uit niciodată și i-am povestit și ei la un moment dat, ea nu-și amintește. E ceva la care, eu nu am regrete în viață, dar momentul ăla când mi l-am amintit, deci m-a terminat. Știi? Îți simt durerea. Și acum, cumva, ca mamă, dacă copilul meu ar veni să, nu știu, într-o situație de genul ăsta, să aleagă pe altcineva în locul meu, cred că aș muri. Eu cred că n-aș mai fi om. Deși, îți dai seama, este inocența copilului. El încă sentimentele și le exprimă foarte greu și atunci prin ce își exprimă sentimentele? Că desenează, că colorează, că face ce-i place, că nu este certat, că mănâncă ce vrea când vrea, știi? Și la 17 ani, revin la acest poveste, am întrebat-o pe mama la un moment dat, măi mamă, dar de ce ai stat, măi mamă? Și mama mi-a zis, măi mamă, și ce era să fac? Nu muncisem prea puțin, că tata dacă a fost învoiat și mama a avut mulți copii, a stat mult acasă, nu muncisem, unde să mă duc cu 4 copii? Nu mai e ca azi, nu era ca azi, știi cum? Și acum e greu. Dar nu de nereușit. Sunt foarte multe asociații către care poți să te îndrepti, sunt foarte multe, mulți oameni care ar putea să te ajute. Și știu că în mintea mea de copil tâmpit de 17 ani, la un moment dat, când am fost așa tot așa o ceartă până casă, am învinovățit-o pe mama foarte mult. Foarte mult. Și după aceea mi-am dat seama că cât de mult am putut să greșesc. Pentru că a făcut ce a considerat și cât a putut ea de bine ca noi să fim bine și nouă să nu ne lipsească nimic. Mă, și nu ne-a lipsit. Nu ne-a lipsit mâncare de pe masă, ever, nouă nu ne-a fost foame, n-am avut grija unei chirii, n-am umblat cu pantofi rupți în picioare, n-am umblat cu haine rupte pe noi, ba din contră. Când plecam în câte tabără, tata tot timpul zicea, uite, ia bani și mai ia-ți o colegă cu tine care n-are, dă-i, plătește-i tabăra și pentru ce coleg vrei tu din clasă? Sunt o grămadă de lucruri de genul care s-au întâmplat, știi? Dar vezi, echilibrul ăsta, noi ca și oameni, avem tendința să ne ducem către lucrurile rele în loc de lucrurile bune, știi? Și punem pe primul loc ce s-a întâmplat rău, nu ce s-a întâmplat bun în viața noastră. Când ajungi la maturitatea necesară să te uiți la lucrurile bune, atunci poți vedea viața altfel. Și vin și spun, eu am avut o copilărie frumoasă. O copilărie lipsită de griji. Superb. Și da, ai dreptate, avem tendința întotdeauna să ne focusăm pe... Da. Da. Alte lucruri față de cele care ar trebui scoase în evidență. Exact. Ci s-a schimbat perspectiva asupra părinților odată ce tu, la rândul tău, ai devenit mamă? Da. Foarte mult, da. Și de ce râd? Sora mea mai... Deci,
eu am o soră mai mare cu 3 ani, un frate mai mic cu 3 ani și o soră mai mică cu 11 ani. Când sora mea mai mare a făcut primul copil și copilul a început să crească și finuța mea, am botezat-o pe Sophie, și mi se părea mie că sora mea face nu știu ce și zicea, măi, dar de ce faci așa? Mă, dar de ce nu știu ce? Mă, dar de ce nu faci pe invers? Mă, dar nu e ok așa? Mă, și sora mea săraca m-a lăsat odată, de 2, de 3, de 5 ori, de 50 de ori, bă, și la un moment dat mi-a zis, băi, știi ce? Mă, fă-s tu un copil, crește-ți-l cum vrei tu și lasă-mă pe mine în pace. Și mai vorbim după ce faci un copil. Și în prima fază, când a fost Carol bebeluș, nu prea, dar când Carol a început să crească, abia atunci am înțeles. Și acum, cine e cu respect și cu sărut mâna la sora mea când am câte o problemă, auzi, Dinuța? Carol a făcut așa, Carol a mâncat așa, Carol a zis așa, ce fac, face așa, face așa. Și cu ea mă sfătuiesc cel mai mult și cu mama, evident. Și da, mi-a schimbat perspectiva cu totul. Adică am înțeles-o pe mama și o înțeleg pe mama altfel. Și deși eu sunt mai... pentru că sunt plecată de mai mult timp de acasă și mai departe și nu mai avem, adică avem o relație foarte bună, dar nu e aceeași relație cum e cu sora mea, stau în aceeași casă și nu e aceeași chestie. Eu o iubesc pe mama foarte mult, asta este, nici nu există discuții, dar o respect foarte mult și o înțeleg foarte mult și nici nu mai trebuie să mă întreb de ce, pentru că știu că ea a făcut ce a considerat că e mai bine. Și de aici pornesc, știi, apropo ce ți-am povestit, de ce ți-am povestit mai devreme, practic toate lucrurile astea, toate schimbările astea au intervenit în viața mea, în mintea mea, în sufletul meu, în urmă cu 2-3 ani, 4 ani, să zic, de când l-am pe Carol. Mm-hmm. Care a fost cea mai dură lecție pe care viața ți-a dat-o? Stau și mă gândesc și de ce, pentru că am avut o viață foarte ușoară. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu am avut un parcurs în viața mea foarte ușor, dacă stau să mă compar cu mulți alți oameni. Așa au venit lucrurile în viața mea. N-am făcut nimic special, nu mă consider cu nimic special față de oricine altcineva. N-am vreun talent ieșit din comun în ceva. Doar că lucrurile s-au așezat foarte ușor pentru mine. Cred că lecția pe care am învățat-o este că un castel de nisip se dărâmă foarte ușor. La prima adiere de vânt, castelul de nisip se spulberă în bucățele atât de mici că nu mai ai cum să-l reconstruiești. Asta am înțeles când am divorțat. Mi-am dat seama foarte târziu că relația mea cu fostul meu soț n-a avut o bază. Noi am fost doi copii care ne-am construit un castel de nisip și ni s-a părut simpatic și drăguț, până când soarele a ars puțin mai tare, nisipul s-a uscat și la primul, nu zic furtună, val, nici val, la prima adiere de vânt s-a risipit. Ce am învățat este că există în noi o putere care nu ne lasă și care ne ajută să o luăm de la zero. Și că momentul când o iei de la zero, la o vârstă în care ai apucat să înveți ceva despre viață, să trăiești puțin, să guști un pic din toate, omul în care te formezi mai departe va fi un om adevărat. Adică nu te mai lasă nici cu ocolișuri, nici cu lucruri superficiale, nici cu... Nu, devii om. Pentru că suferința ne încearcă, ne face puternici, dar în același timp ne conștientizează foarte mult. Crezi în proverbul acela, nu-l știu exact, că fără suferință n-ai cum să știi ce înseamnă dragostea cu adevărat? Nu. Aș crede mai degrabă, fără suferință nu poți să știi ce înseamnă viața cu adevărat. Pentru că viața nu este numai lapte și miere. Viața este și suferință și are rolul ei în viața noastră.
cred că prin suferință ne maturizăm. Pentru că așa ne lăsăm duși de petreceri, de distracții, de frumos, de poșetuțe, de pantofiori, cafeluțe, chestii, trestii. Mă, dar până nu te trântește cineva la pământ să te învețe să mergi puțin pe stradă și să mai vezi dincolo de magazine și poșetuțe. Știi? Cum te ridici când cazi, Diana? În primul rând, mă las să sufăr. Mă las să plâng, mă las să mă înțeleg, mă îmbrățișez, vorbesc mult cu mine. Aș putea să zic că sunt ca o nebună, dar eu vorbesc cu mine în oglindă. Eu când am nevoie să plâng, mă duc în baie și vorbesc cu mine în oglindă. Vorbesc cu voce tare, nu în gând, eu vorbesc cu mine în oglindă. Și mă cert și mă mângâi și mă bat și mă o iau de la capăt. Și mă șterg lacrimile și zic ok. Acum ai făcut toată treaba asta, hai să vedem ce putem să facem de aici încolo. Nu e ușor să o iei de la zero și nu e ușor să te ridici niciodată. Este foarte greu. Dar merg pe vorba aceea, pași mici, dar siguri. Aia sunt cei mai sănătoși. Chiar dacă dai 5 pași înapoi. Important e primul pas ăla care, pe care nu-l pierzi, știi? Faci 2 pași în față, faci unul înapoi, mai faci 5 pași în față, mai faci 3 înapoi, dar tu ai niște pași în față, știi? Și nu este ușor. Este un proces foarte greu și dar de asta zic, trebuie să avem încredere în lumina asta din noi. Am văzut o chestie foarte frumoasă cu un copil care spunea că Dumnezeu este în noi, este lumina din noi, Dumnezeu este, ne face să mergem, să respirăm, să trăim, să simțim. Și atunci, atât timp cât avem și vedem lumina asta din noi, eu nu vreau să zic acum lumea, habodnică, Dumnezeu și nu știu. Nu, dar lumina asta vine din univers, ca să, dacă să o zicem altfel, știi? Atât timp cât licărește acolo cât de puțin, ea ne va duce înainte. Adică e o chestie de un strop de încredere în tine și în forțele tale. Puțin, un pic. Și apropo de asta, care e relația pe care o ai cu divinitatea? Din ce în ce mai strânsă. Am avut o relație foarte bună cu Dumnezeu. Eu nu sunt genul care să meargă foarte des la biserică, nu sunt bisericoasă, nu țin neapărat toate sărbătorile și toate tradițiile astea, n-aș putea să le zic că sunt tradiții, sunt niște tradiții. În schimb de mic copil m-am rugat în pat seara înainte să mă culc, i-am mulțumit lui Dumnezeu și de când a apărut Carol m-am convins că există. Eu sunt convinsă că există. Și cum ți-am zis, m-a impresionat atât de tare copilul acela pe care l-am văzut, există și în mine. Și există și în copilul meu. Îl înveți lucrurile astea pe Carol? Încerc, mi-este foarte greu, pentru că nu am educația în sensul ăsta, nu e ceva ce am fost învățată. Îl mai duc și la biserică. La grădiniță învață foarte mult, că avem o grădiniță unde se vorbește foarte mult și despre treaba asta și se roagă înainte de masă și îi mulțumesc lui Dumnezeu și au cântecele religioase și foarte frumos, adică el știe. Știe și de Domnul Iisus, știe și de Dumnezeu și a fost foarte drăguț, ne-am dus la biserică acum câteva săptămâni într-o duminică și a zis, mami, Dumnezeu e aici, e acasă? Și i-am zis, mami, Dumnezeu e tot timpul acasă, Dumnezeu e aici la tine. L-a îmblocat, n-a știu ce să mă întrebe, cum adică, dar încet, încet o să învețe, da. Mm-hmm. Ai vreo teamă sau care ar fi cea mai mare teamă pe care o ai vis-a-vis de Carol și de dezvoltarea lui, social vorbind, apropo de ce se întâmplă astăzi în zilele noastre? Să știi că nu m-am gândit la asta și la ce mă gândesc, că n-aș vrea să trăiască într-un război. Cu tot ce se întâmplă și câte războaie am auzit pe mine, eu încerc să nu, dar Alin se uită tot timpul la știri și eu nu mă uit la televizor, nu mă uit la televizor, la seriale, la alte lucruri, dar nu la televizor așa gen știri și chestii de astea, nu mă uit. El dă drumul și mai aud și pe mine mă îngrozește ce se întâmplă în lume și tot ce îmi doresc pentru copilul meu este să aibă o copilărie frumoasă și să-l las într-o lume în care să poată să construiască ceva și nu să fugă după nevoia de a-și acoperi minimul de existență, gen să am ceva să pun pe masă, știi? Adică
să trăiască, să poată să trăiască cum am trăit și noi. Asta îmi doresc pentru el. Social vorbind, eu zic că eu am trecut prin atât de multe lucruri și am trăit într-o lume atât de expusă încât pot să știu și știu să îl îndrum către ce e mai bine. Evident că va veni vârsta în care el își va lua propriile lui decizii și va alege cum vrea să fie și cum vrea să se definească și tot ce pot eu să fac este să-l susțin și să fiu de partea lui. Adică mai mult de atât nu am cum. Da, că îmi cere sfatul și vrea să-l urmeze, cu atât mai bine. Și sper să pot să fiu și în măsură în actualitatea lui, știi? Adică viața mea socială să fie la fel de actuală ca și a lui, ca să pot să, știi, dau niște sfaturi, nu din amintiri, știi, din... Asta îmi doresc foarte mult. Dar pentru mine contează și dorința mea arzătoare, și asta este rugăciunea pe care o spun în fiecare seară, eu vreau să fiu om, Ilinca, că sunt atât de puțini oameni în lumea asta, că îmi doresc foarte mult să fiu un om care să-și pună amprenta lui pe pământ prin treaba asta. Foarte frumos. Foarte frumos. Te-aș duce un pic înapoi, pentru că am început interviul de azi vorbind despre perioada în care n-ai știut cine ești și ai încercat să te regăsești. Aceea, de vreo 28, de pe la vreo 28 de ani. Da. Ai simțit sau ai trăit depresie la vârsta respectivă? Nu chiar, da, am fost fix la un pas, cred. Aveam la un moment dat niște gânduri din astea, se-mi făceam baie, eram în cadă și mă gândeam, dacă aș muri acum, oare cine ar veni la mormântarea mea? Oare cine m-ar plânge cu adevărat? Aveam întrebări din astea. Oare cum ar fi mai simplu să mor? Într-un accident de mașină sau... Și ce, Doamne iartă-mă, imaginam. Adică am avut gândurile astea. Dar atunci m-am apucat de terapie. Este prima oară când spun cu voce tare lucrurile astea, nu le-am spus niciodată. M-am ferit de ele, că mi s-a părut că o să zică lumea că eram cucubau. Eram puțin cucubau, aveam niște... Pentru că nu mă simțeam iubită. De fapt și de drept asta era. La mine nu era neapărat o depresie. Eu nu m-am simțit iubită. Deloc, și pentru că nu mă simțeam iubită, nici n-aveam cum să am gânduri de happiness, știi? Și pozam în happiness că trebuia să fiu happy și trebuia să fie lucrurile roz, că așa era învățată lumea cu mine, că eu eram fata roz, fata fericită tot timpul, cu zâmbetul pe buze, veselă. Și de acolo îți dai seama că e așa o... Și am început terapia și... am uitat întrebarea. Asta era întrebarea de depresie, dacă ai simțit-o așa, atunci. Dacă, da. Nu știu, da. Nu am fost catalogată depresivă de psihoterapeuta mea. Am mai făcut un interviu atunci cu o campanie de apropo de depresie, acum câțiva ani, și s-a... Evident, cum sunt ziarele, au dat titluri că, vai, am fost... Nu, n-am fost. Am avut noroc. Am avut mare noroc când am intrat în depresie. Dar am fost la un pas. Cine te-a scos de acolo, Diana? Cine te-a îndrumat înspre un specialist? Nașa mea, fata nașei mele de botez. Și cu o prietenă de-a ei, mai mare decât mine, cu vreo 10 ani. Și eram la mare în vara respectivă și mi-a zis... uite, îți dau numărul cuiva să te duce, foarte bună. Și așa am trecut, deși am avut și momente foarte grele în timpul divorțului, am trecut mult mai simplu, pentru că aveam pe cine să sun la orice oră, din zi și din noapte, aveam la cine să mă duc, cu cine să vorbesc și psihoterapeuta mea, i-am și spus și ea știe, pentru mine era sanctuar. Pentru că acolo spuneam lucrurile pe care nu le-aș fi recunoscut cu voce tare nimănui.
și nu mi-era jenă și nu mi-era rușine și nu mi-era teamă și m-a făcut să mă simt atât de protejată cu ce se întâmplă acolo, că mi-a dat voie să mă deschid atât de mult încât am reușit să rezolv foarte multe probleme. Nu te mai simți judecată. Exact. În lumea noastră, oameni publici în care apărem în tot felul de ipostaze surprinse, ba de paparații, tot felul de interviuri reinterpretate, de declarații luate din context, de oameni care te văd pe stradă și au tot felul de reacții la tine, unele mai frumoase, altele mai puțin frumoase, ca să nu mai spun în era aceasta internetului, când avem parte de atâta hate gratuit din partea unor oameni care... Îți spuneam că nu sunt oameni din punctul meu de vedere. Dacă tu te apuci acum să critici un om că e gras, că mănâncă nu știu ce, că face nu știu cum, că are nu știu ce bluză, că are nu știu ce pălărie, că are nu știu ce whatever, și să înjuri și să vorbești urât și să... Noi trăim într-o lume în care oamenii de acasă nu-și dau seama câtă energie negativă primim, câtă răutate, și totuși se așteaptă de la noi să fim... Nu e ușor. Nu trăim într-o lume ușoară. Și cumva îți este foarte greu să vorbești sincer și real despre această lume, cum e ea. Nu e o lume frumoasă. Eu nu o consider o lume frumoasă. Mie mi se pare că în dorința asta de afirmare și de a fi cineva și să facem bani și să avem putere, să fim cunoscuți, nu mai contează pe cine călcăm în picioare și cum și ce rău facem, știi? Și se întâmplă, și în ziua de astăzi se întâmplă, și sunt convinsă că sunt mulți care sunt și nu ne susținem. Păi dacă are una succes, face cu ăla, e cu ăla, a făcut ăla, a făcut aia. Bă, da, poate e deșteaptă, poate chiar a reușit singură. Noi nu avem chestia asta. Noi nu îi să ne dăm în cap. Și dacă vezi că e și viceversa, știi, dacă te duci către cineva care îți succes și zici, băi, mă bucur pentru tine, asta vrea ceva. Greșesc? Zi tu, greșesc? Asta e lumea în care trăim și e foarte greu. Și apropo de depresie, ajungând acolo, în acest sanctuar, m-am simțit foarte bine să pot să spun tot ce aveam pe suflet. Pentru că eu am trecut în perioada mea de telenovele prin două etape foarte importante. Etapa de început, în care mi-am făcut o grămadă de prieteni în Buftea și mă înțelegeam bine cu toată lumea, și etapa în care am devenit iubita lui Ducu, în care lucrurile s-au schimbat, lumea și-a schimbat atitudinea față de mine, oamenii s-au triat foarte repede, pentru că nu mai eram doar Diana, eram... Așa, după care iarăși am trecut și prin divorț și iarăși oamenii au zis, vai, dar ce mă bucur, dar ce... Și am zis, cum poți să nu vorbești cu mine 5 ani și după aia să vii să-mi spui că te bucuri, că eu trec printr-o dramă și prin ceva greu? Adică, știi, au fost foarte multe momente în care pur și simplu nu înțelegeam. Bă, nu, chiar nu înțelegeam oamenii și nu înțelegeam ce mi se spune și eram... într-o nebuloasă, într-o ceață totală, și mă duceam la doamna asta și îi spuneam tot și m-a ajutat foarte mult, foarte, foarte mult, m-a pus cu picioarele pe pământ, adică din visul în care trăiam și din ceața aia în care era lumea mea și viața mea, m-a adus la realitate. De acolo și curajul meu de a spune gata, stop, vreau să divorțez. Și apropo de curaj, de cât curaj ai nevoie ca să te uiți înăuntru tău, ca să-ți vezi întunericul? Foarte mult curaj. Să știi că nu este ușor nici să faci psihoterapie, nici să lucrezi cu tine. Ai nevoie de o deschidere. Știi? Trebuie să fii foarte deschis. N-aș vrea să zic că noi suntem, că lumea este superficială, să generalizez acest lucru, că nu despre asta vorbesc. Dar avem o educație și o istorie care nu ne-a lăsat să fim așa. Și cumva, eu, mama, când mi-a spus prima oară că mă duc la psiholog, mi-a zis, dar ce, mamă, ești nebună? Zic, stai că nu mă duc la psihiatru, încă n-am ajuns acolo. La un psihoterapeut, i-am explicat, n-a fost de acord în prima fază. Asta pentru că noi nu am avut această deschidere, noi nu am avut acces la așa ceva, nu deschidere, n-am avut acces. Noi am trăit într-un glob gri,
la serviciu, la uzină, acasă, familie și câțiva care mai știau cu cât un șpriț, câte o discotecă, pe unde mai era. Dar în rest, sau la țară, cu găina, cu porcul, cu vaca, muncim să avem ce pune pe masă. Atât. Noi așa am fost educați. Trebuie să muncești, să ai ce să pui pe masă. Noi nu am fost educați să gustăm din ce punem pe masă și din parcurs, știi? Și asta ne lipsește foarte mult, iar curajul ăsta de a-ți vedea zona, partea întunecată, lucrurile alea care te frământă, care se adună în noi în fiecare zi, din cele mai mici rahaturi, ca să le zic așa, ele se adună și se strâng acolo într-un săculeț, într-un săculeț, până când la un moment dat are un meltdown, o explozie, își schimbă viața brusc și zice, vai, am nebunit tănțica de la 3, l-a dat pe ăla afară din casă, măi, mamă. Păi da, că dacă te-a strâns și n-a avut cu cine să vorbească și cui să spună și dacă îi spune, este criticată și nu este ajutată și susținută. Normal că la un moment dat l-a dat pe ăla afară din casă și tu zici că a luat-o cu bau, dar poate femeia se face bine. Știi? Nu e. Mai avem niște mulți ani, mulți ani de a ajunge și să înțelegem despre ce vorbim noi doi aici. Știi, să înțeleagă toată lumea și să vrea și să aibă disponibilitatea să facă treaba asta. Știi? Aici cred că e triggerul mai degrabă decât de a avea aici deschidere. Să poată, să-și dorească. Și aici nu mă refer doar la femei, inclusiv la bărbați. Mai ales la bărbați care nu susțin femeile care vor să facă așa ceva. Nu știu dacă ai auzit de Anca Lungulesei. Bineînțeles că așa. Eu sunt în programul ei de psihodietă. Și prin acest program este un grup de susținere pe WhatsApp. Știi de el? Uh-huh. Ok, bun. În fiecare zi de marțea săptămânii este această întâlnire pe Zoom cu toate femeile care sunt acolo. Nu vrei să știi câtă admirație am eu pentru femeile astea. Nu pentru că aleg să slăbească, că nu despre asta este vorba, să slăbim, ci despre femei de 40, 50, 60 de ani care fac regresii, care se caută, care vor să fie mai bune. Mă, la 50 de ani, eu vreau să fiu mai bună, vreau să fiu versiunea mea cea mai bună, vreau să mă caut, vreau să mă vindec. Sunt foarte puține și le admir extraordinar de mult și le admir și bărbații din viața lor pentru că le susțin. Este foarte important. De aia vorbeam de relația cu soțul și așa mai departe. Atâta timp cât este lângă tine și te ține de mână pe tot parcursul, oricare pe care tu-l alegi, și nu te trage înapoi și zici, ok, vrei? Hai că te ajut să sari încă o treaptă. E foarte important. Dar vezi, sunt foarte puține cazuri. Adică noi vorbim acum, de cele mai multe ori ne rezumăm la București, care este capitală, alt stil de viață. Toate în provinciile lucrurile sunt mult, mult diferite de ce e în București. Și gândirea este mult diferită. Pentru că așa e. Adică de asta zic, mai avem mult timp până să ajungem ca oamenii să vrea cu adevărat să vadă ce e înăuntru lor. Și nu o să se mai uite la mine ca la o nebună când o să zic că avem lumină în noi, știi? Eu cred că nu se uită. Ai să fii surprinsă, Ilinca. Eu cred că și ei și-o văd pe-a lor, da. Și o văd și noi. Diana, ziceai mai devreme de cele două perioade de care ai avut parte în timpul telenovelelor. Și ai zis ceva de oameni. Și-s curioasă, ai fost trădată? Puh, da. Îți povestesc o singură fază și o să înțelegi. Filmam la Regina, eram în platou. Platourile, ca să înțeleagă toată lumea care nu știe, sunt niște hale foarte mari, unde sunt construite camerele care apar, diverse bucătării, dormitoare și mai departe. Ele nu sunt, e casa cu totul și doar... Este un platou foarte mare unde sunt întinse diferite camere și este decis, aia e camera X, aia e camera Y și așa mai departe. Și se filmează într-o parte a platoului și în cealaltă lumea mișină, de colo-colo, fiecare ca. Și când ai câte o pauză de 2-3 secvențe, 2-3 secvențe înseamnă că am 45-50 de minute, te retragi în funcție de fiecare. Alții stau afară la țigare, alții mănâncă, alții, fiecare ce vrea. Și m-am dus să mă întind, aveam o pauză mai lungă. Și m-am dus să mă întind pe o canapea. Și era camera cu canapeaua pe care eu m-am întins să dorm și în camera din spate alți oameni care stăteau de vorbă. Nu foarte tare, că se filmează și atunci, dar se
poate vorbi, poți să auzi dintr-o cameră în cealaltă. Vrei să zic cum m-au numit? Cum îmi spuneau? Lăsând la, nu îi zic interesată. Curvă, proastă, s-a ajuns oameni pe care eu îi consideram, hai să nu zic prieteni, mă, dau oameni cu care mă văd în fiecare zi, de dimineață până seara, cu care mă pup când vin, cu mă iau la revedere și îi pup când plec, cu care am stat la mese și mâncam. Și nu pot să-ți spun ce am simțit, că n-am cum să zic, nu pot să-ți descriu în cuvinte, dar nu știu de unde am avut tăria să fac treaba asta, m-am ridicat de pe canapea și m-am zis, vorbiți mai încet că se filmează și se aude tot. Și am plecat. M-am dus la mine în mașină, mi-am luat mașina, ți-mi minte că mi-am pus piesa aia cu Rockstar, știi? Tare, la maxim, și am făcut niște ture prin Buftea și am plâns, pentru că a fost un șoc. A fost un șoc, real. Știam că oamenii sunt mai așa, mă, dau una e una, alta e alta. Foarte trist. Foarte. Extrem de trist. Și extrem de oameni mici. Și sunt mulți. Ei. Ai iertat? Ierți? Iertarea asta m-a învățat, cu iertarea m-a învățat Alin și bunica lui Alin, Dumnezeu să ierte. Greu am învățat ce înseamnă să ierți cu adevărat. Eu am zis că am iertat, dar nu iertasem. Acum da, acum îmi pare rău pentru ei, știi, că au gândit atât au putut. Dacă atât au putut, n-am cum să am eu pretenții mai multe. Dacă un om nu vrea să te cunoască cu adevărat, nu e vina ta. E foarte simplu. Dacă un om vrea să te cunoască și vrea să-ți fie prieten, nici măcar nu trebuie să-ți fie prieten, dar vrea să te cunoască și te înțelege cu toate ale tale, că sunt bune, că sunt rele, că toți avem și calități și defecte. Unele defecte poate ies mai mult în evidență decât calitățile. E vorba de perspectivă, atât, nu de altceva. Dacă un om vrea cu adevărat să te cunoască, nu te va judeca. Înțelegi? E atât de simplu. Nu gândeam așa la vremea respectivă, evident, eram o puștoaică, nu înțelegeam prea multe. Mă simțeam trădată și nu înțelegeam de ce mă fac ăștia curvă cu care lucrez și pentru mine curva era simplă, era femeia aia plătită de la colț de stradă, adică era foarte simplu ce-i una și ce-i alta, știi? Aia, am trecut, am învățat să fiu mai atentă la oameni, să fiu mai atentă ce spun, cui spun. Sunt un om deschis, după cum bine vezi, cam spun, cam ce în gușă și căpușă, știi? Dar nu mi se pare că momentul în care spui ceva adevărat, chiar dacă lovești în cineva cu adevărul, faci ceva greșit. Sunt de acord. Poate și prin prisma lor era adevărul lor și poate nici ei n-au considerat că au făcut ceva greșit și atunci nu judec oamenii. Am înțeles, atâta, din punctul meu de vedere, atât au putut, dar mi s-au părut că sunt mici. Am fost rea? Nu, autentică. Adică, la ce ți s-a livrat, nu mi se pare că ce ai livrat-o acum, deci, a fost pe măsură. Asta, ai înțeles, adică a fost foarte simplu să-ți explic ce s-a întâmplat. Este cel mai bun exemplu. Foarte trist și foarte urât de altfel, dar da. Înțeleg, cunosc, da. Dacă ai avea o baghetă magică, ce dorință ți-ai îndeplini acum? Să mai fac repede un copil. Nici n-am ezitat, pentru că îmi doresc foarte tare, dar vezi, avem două probleme mari și late în viața noastră. Dorm cu copilul. Adică e evidentă. Și oricum... Deci nu poate veni baza. Da. Și oricum problemele mele de reproducere sunt foarte mari și atunci e foarte greu să... Așa... Să se întâmple foarte repede. Dar nu știi niciodată. Nu se știe niciodată. Bunuțul e sus acolo și poate zice că mai sunt pregătită pentru unul. Eu sunt sigură că o să, atunci când o să fiu eu pregătită pentru încă unul, o să mai îmi dea încă un copil. Și cu siguranță îi va îndeplini dorința lui Carol și va fi fetiță. Eu vreau băiat, el vrea fetiță. El nu vrea frățior, vrea o surioară.
Ce frumos! Deci, dar mai întreb așa din când în când și mereu e același răspuns. Nu vreau frățioare, vreau o surioară. Nu înțeleg de ce, nu mă întreba. Știe el știe, mai multe el decât știe, da. Știm noi, stai liniștită. Doamne ajută să știe bine. Draga mea, îți doresc din suflet să ți se întâmple tot ce îți dorești tu, să ți se întâmple. Mulțumesc. Și ce mai bine pentru tine. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc pentru că ai venit, pentru că ți-ai deschis sufletul, pentru că te-am găsit atât de sinceră, de autentică, de transparentă, cu atât mulțumesc. De multe lucruri din care avem de învățat fiecare dintre cei care am fost aici. Și sunt în spatele camerelor. Eu sper, nu vreau să învăț nimic pe nimeni, dar singurul lucru pe care pot să și mi-aș dori ca oamenii să-l înțeleagă, este foarte important pentru tine în primul rând, pentru fiecare dintre noi, este să nu uităm că suntem oameni și că ar trebui să fim oameni, nu altceva. De acord, cu asta și închei. Aștept mesajele voastre și vă aștept și data viitoare tot aici la Te Ascult. Seară bună!